Eu vreau asta, tu vrei asta. O resursă pentru disciplina Consilier și Dezvoltare Personală, clasa a 8 -a. Neînțelegerile, tensiunile de moment sau adunate în timp, cearta și dezacordul între două sau mai multe persoane pot da naștere conflictelor. În general, conflictele apar atunci când oamenii nu reușesc să identifice soluțiile potrivite pentru a rezolva situații în care aceștia au puncte de vedere, interese, scopuri, credințe, convingeri, experiențe, sentimente și valori diferite. În mod evident, conflictele nu apar niciodată din senin. În prima zi de școală, Sorina și Andrei au ajuns în clasă deodată. Amândoi s-au îndreptat în grabă spre aceeași bancă, fiecare dintre ei dorindu-și să se așeze lângă cel mai bun prieten. Fără să se gândească foarte mult la ce soluții ar putea găsi pentru a rezolva problema, cei doi au început să se certe. Analizați situația descrisă și scrieți pe o coală de hârtie motivele care credeți că stau la baza neînțelegerii dintre cei doi. Prezentați colegilor motivele identificate. Dacă între răspunsurile voastre se regăsesc interesul comun, comunicarea ineficientă, stima de sine și comportamentul încurajator al celorlalți colegi de clasă, Ați identificat câteva dintre sursele care pot contribui la apariția conflictelor. Ce alte posibile surse ați identificat? Ce credeți că ar fi putut face Sorina și Andrei pentru a preveni conflictul? Asertivitatea, comunicarea eficientă prin ascultare activă, Analizarea opțiunilor, empatia, controlul emoțiilor, cooperarea sunt doar câteva dintre modalitățile prin care cei doi ar fi putut preveni conflictul. Voi la ce alte modalități de prevenire v-ați gândit? Împărțiți-vă în grupuri de câte trei și prezentați pe rând câte o situație conflictuală din experiența personală sau una pe care ați reținut-o din cărți, filme sau din experiența altora. Având ca model fișa de lucru prezentată, analizați pe rând situațiile conflictuale prezentate mai devreme. Enumerați sursele conflictelor și identificați comportamentele. Care duc la amplificarea, la agravarea conflictelor, modalitățile prin care conflictele pot fi prevenite și comportamentele care pot duce la rezolvarea conflictelor. Iată și un exemplu de completare a fișei. Voi cum ați completat-o? Prezentați colegilor răspunsurile voastre și alcătuiți la nivelul clasei. Un tablou general care să cuprindă cât mai multe răspunsuri în fiecare dintre cele patru cadrane. Găsiți un loc potrivit pentru acest tablou, astfel încât să-l puteți consulta la nevoie. Conflictele pot juca un rol important în viața noastră. Modul în care alegem să reacționăm în fața unui conflict poate influența evoluția acestuia, precum și repercusiunile asupra noastră și asupra celorlalți.